Datorită acestui proiect Viață fără violență, coordonator doamna Valentina Bujulea de la Club Sor Optimist, care a venit cu acest proiect la noi în Biblioteca Publică Codreancă, cu Viață fără violență, unde fetițele și femeile au fost informate. Am avut mai multe ședințe cu femeile care din familii social vulnerabile și chiar și doritoarele au ascultat acest proiect și au fost informate cum să fie ele puțin mai, să fie ele încrezute în sine, să fie mai tari, mai, să fie că e, cum? Că doamnele au tărie de caracter și ele și știu a se proteja, să fie protejate. Fetițele de clasele a 7-a, 9-a, am avut o ședință unde să se învețe a spune nu. Și unii au luat multe informații utile pentru ele și suntem foarte mulțumite că acest proiect ne-a ales anume pe noi în satul Codreanca ca să fim cu mai multe informații. Sunt cazuri, mă rog, violente, dar ne stărim să evităm toate aceste probleme. Grație acestui proiect și clubul nostru Sor Optimist Internațional Chișinău a hotărât să vină să implementeze acest proiect în satul Codreanca, pentru că ne-am gândit noi că este mai aproape de Chișinău și am putea să venim mai repede. Ne-am gândit, am citit despre biblioteca de la Codreanca și am găsit un partener foarte bun. Și la fel mă gândesc că după implementarea acestui proiect Viața fără violență în cadrul clubului Sor Optimist Internațional va fi o continuitate unde vom lăsa multe materiale în bibliotecă unde vor veni copiii și femeile ca să se informeze mai departe, să transmită această informație, pentru că atunci când are loc flagel, să zic așa, violența în familie este egală cu o crimă, da. Este egală cu o crimă, pentru că suferă femeile, suferă și copiii după aceasta. Și de aceea noi am venit astăzi în cadrul proiectului să desfășurăm un flash mob, unde vom merge prin sate de la casă la casă și vom informa femeile, vom informa locatarii despre lichidarea sau promovarea, să zic așa, lichidării, eliminării violenței asupra femei și fetelor. Astăzi o grupă de 20 de copii și câțiva maturi cu mai multe colegi de la Clubul Sor Optimist Internațional Chișinău vom da start la ora 12 a acestui flash mob unde cu toți împreună vom spune nu violenței. Deci cele 16 zile de campanie internațională de la începând cu 25 noiembrie, Ziua Internațională de Lichidare a Violenței împotriva Familiei și 10 decembrie, Ziua Drepturilor Omului, se vor organiza foarte multe activități la acest capitol. Și noi am hotărât clubul nostru, în cadrul acestui proiect Viață fără violență, să desfășurăm flash mobul în satul Codreanca, unde implementăm proiectul, unde împreună cu toții vom spune nu violenței. Vom vorbi despre lichidarea și despre a violenței împotriva femeii. Astăzi, 25 noiembrie, vreau să zic că mulțumită doamnei Valentina Bujulea, care a fost de acord și a implementat în localitatea noastră un frumos proiect Viață fără violență în familie,
Deci astăzi copiii de la școală sunt organizați și merg la fiecare în familie pentru a aduce, a informa cetățenii că este mai ușor de trăit fără violență în familie. Deci, cum am mai menționat mai sus, mulțumit clubului dat, a fost implementat frumosul proiect în localitate și sperăm pentru o colaborare mai departe cu clubul dat. La noi școală nu este violență, de aceea noi ne asigurăm astăzi că în comunitatea noastră să nu se întâmple aceste cazuri și de aceea noi astăzi am umblat cu aceste plante. Să împărțim oamenilor, să știe că în familie să nu folosească aceste acte de violență. Am participat la un flash mob dedicat Zilei Internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeii. Uneori poți fi unica persoană care poate ajuta să preveni un act de violență. Din primete, nu. Însă sunt unele persoane în comunitate. Care aplică violența asupra femeii? Asupra femeii și mai ales asupra copilului. La școală aveți cazuri de... La noi în clasă nu. Da, la noi în școală pot fi rare cazuri, când se aplică violența asupra copilului, însă între colegi, profesorii nu aplică violența asupra copilului. Da, doar între copii, da. Da. Cazurile sunt grave sau așa? Nu sunt grave. Doar, prin cuvinte, violență morală. Fizică nu este. Eu nu vreau ca în lume să fie violență. La noi în școală se întâmplă rare ori ca violența să apară. Între colegi. Profesorii nu bat niciodată elevii și niciodată la noi în clasă nu s-a întâmplat ceva rău. Nu prea, am văzut la câțiva om, dar la noi nu hală deloc. Cam rare ori. În ghilimele. Deci, acest flash mob este dedicat sărbătorii internaționale despre prevenirea și violenței femeii în familie. Și atunci când intrați în ogradă, așa spuneți, noi suntem din echipa Flash Mob, proiectului Viața fără violență și vă mânăm aceste materiale și împreună putem spune nu violenței. Bine? Și dați adică persoana din ogradă care a ieșit, îi dați un pachetel de ăsta și un balon. Să știți că violența în familie, știți ce înseamnă violența? Adică când te bate, bătaia în familie este strict interzisă. Să citească tati și cu mama aceste materiale. Și să spunem nu violenței. Poftim? Pentru asta trebuie să facem curat în casă. Trebuie să faceți curat în casă, trebuie să ajutați părinții, ca părinții să nu vă pedepsească. Vă zic la revedere! La revedere! Condamnăm violența în familie. Vă dăm să citiți și să spunem nu violenței. Mergem ca să vă informăm că acesta este un delict foarte mare atunci când în familie bat copiii, bat soțiile sau soțiile bat bărbații. Bună ziua, n-am primar, eu singură, eu sunt parte dintr-un proiect unde spunem nu violență în familie. Bine. Da, pentru că este un delict atunci când și este un delict, este o crimă. Da, dar la noi tu înțelegi și foarte bine. Nu, dar dumneavoastră mă dați la alții bine. Care auziți că există ceva.
Dumitrița. De Să-ți aranjez.